Salutare! Cu mult drag la răspunsul provocării săptămânii acestea. Ea suna în felul următor. Se apropie de intersecții două autoturisme și conducătorii cărora au intenția de a se deplasa înainte. Însă, în ultimul moment, conducătorul autoturismului roșu s-a răzgândit și a virat la dreapta, iar conducătorul verde a continuat deplasarea înainte, care din ei au procedat regulamentar. Observăm înainte de această intersecție că este aplicat marcajul rutier, care permite de pe prima bandă deplasarea la dreapta și înainte, iar de pe banda a doua deplasarea înainte, la stânga și întoarce. Totodată observăm și instalat indicatorul de informare despre deplasare pe benzi, care permite de pe prima bandă doar deplasarea la dreapta, iar de pe banda a doua deplasarea înainte, la stânga și întoarcere. Observăm o neconcordanță între indicatorul rutier și marcajul rutier. În aceste cazuri, regulamentul circulației rutiere stipulează că noi conducătorii auto ar trebui să urmăm indicațiile indicatoarelor rutiere, deoarece ele prevalează asupra marcajelor rutiere. De aceea, corect a procedat conducătorul autoturismului roșu și răspunsul corect pentru săptămâna aceasta este inima de culoare roșie. Dragii mei, mulțumesc pentru inimile voastre, pentru răspunsurile voastre și vă aștept la o nouă provocare.